seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Pe 20 iunie se comemorează Ziua Internațională a Refugiaților, iar în ajun discutăm despre aspectele politice, juridice, dar și viața de zi cu zi a refugiaților în Republica Moldova cu invitații noștri din studio, domnul Traian Țurcanu, șeful biroului de la Chișinău al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Bună seara, domnule Țurcanu! Bună seara! Domnul Iulian Popov, șeful Direcției Azil și Integrare la Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne. Bună seara și bine ați venit în studio TVR Moldova. Bună seara. Și domnul Mohamad Akrak, refugiat din Siria. Bună seara. Bună seara. Prin telefon se va alătura discuției noastre și domnul Marcel Colun, consilier juridic regional în cadrul reprezentanței regionale pentru Europa de Nord al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați cu sediul la Stockholm. Pentru început, deși trebuie să menționăm faptul că s-a vorbit în spațiul public despre refugiați, este totuși un subiect mai puțin cunoscut pentru publicul din Republica Moldova. Domnule Țurcanu, din acest considerent aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care este totuși situația refugiaților în Republica Moldova, dacă ați putea să vă referiți în primul rând la care sunt țările de proveniență, cât de amplu este fenomenul migrației în Republica Moldova și care sunt acele aspecte care definesc viața migranților atunci când ajung în Republica Moldova în calitatea lor de refugiați? Mi-ați pus foarte multe întrebări care sunt destul de complexe, dar probabil putem să le luăm pe rând. O să încep de la cea din urmă, pentru că agenția pe care o reprezint face distinție clară între un refugiat și un migrant. Noi numim refugiați pentru că aceștia nu se bucură de protecția statului din care provin, riscă să fie persecutați, adică riscă să fie omorâți, torturați, încarcerați pe nedrept în țara de origine dacă sunt trimiși acasă, și există un document juridic internațional care le apără drepturile. Este vorba de Convenția ONU cu privire la statutul refugiaților, care a fost adoptată în 1951 și, iată, 50 de ani mai târziu, în 2001, a început să fie comemorată Ziua Mondială a Refugiatului, în fiecare an, pe data de 20 iunie. De ce atunci, în cadrul Uniunii Europene, se vorbește totuși mai popular despre criza migrației, mai mult decât este vorba despre refugiați? O să încerc să descriu situația prin anumite cifre, ca să fie mai clar. Dacă revenim la întrebările care le-ați spus la începutul emisiunii, în Republica Moldova sunt puțin peste 20.000 de migranți, de cetățeni străini. Dintre aceștia, doar 400 sunt refugiați. Da? Deci este un număr relativ mic. Global, dacă e să ne referim, cifra migranților este în jur de 1 miliard. Da? Este greu de estimat, dar cu această cifră se vehiculează. Din acest miliard de migranți, 68,5 milioane sunt refugiați, inclusiv persoane strămutate intern. Deci, asta este diferența, da? Migranții sunt cei care pleacă de acasă planificându-și această plecare, pot reveni în orice moment acasă. Și au inclusiv și documentele necesare pentru a se afla pe teritoriul unui alt stat? Cu siguranță. Dar nu este acest element definitoriu pentru un refugiat. De multe ori, refugiații sunt constrânși să utilizeze acte false pentru a putea pleca din țară, pentru a nu fi persecutați dacă își prezintă actele originale, de exemplu, la trecerea frontierei. Însă, diferența majoră dintre un migrant și un refugiat, pe care încercăm să insistăm noi ca agenție, este că aceștia au nevoie de protecție, sunt lipsiți de protecția statului și au nevoie de protecție internațională pentru ca să se bucure de drepturile lor fundamentale și cele mai elementare, dreptul la viață, dreptul la educație, dreptul la libertate.
Deci este clar că trebuie să facem o distinție foarte clară între migranți și refugiați care au un statut aparte. Domnule Popov, ce presupune statutul de refugiat și cum poate fi el obținut în Republica Moldova și cât de greu este totuși, adică dacă este sau nu este greu să-l obții? Pentru că Republica Moldova nu este una dintre statele cele mai preferate pentru refugiați, totuși mai multă preferință se dă statelor din Uniunea Europeană. Care este situația în Republica Moldova? În Republica Moldova situația este următoare. Vreau mai întâi de toate să spun că noi suntem parte la familia statelor care au aderat la Convenția ONU prin statutul refugiaților începând din 2001. Dincolo încoace au fost elaborat și cadrul legal în domeniul azilului, dezvoltat cadrul instituțional, au fost preluate bunele practici în acest domeniu și în această perioadă de timp în teritoriul Republicii Moldova peste 1800 de persoane au solicitat protecția statului nostru. Cum a spus colegul, actualmente pe teritoriul Republicii Moldova sunt în jur la 489 de persoane cu statut de refugiat, cu protecție umanitară și sunt persoanele, aici include și lista persoanelor care sunt în procedură de examinare a cazurilor sale de azil. Din ce țări de proveniență sunt aceștia? Geografia este vastă. Peste 35 de state sunt prezente actualmente pe teritoriul Republicii Moldova. Cei mai mulți provin din Siria, Ucraina, după cum cunoaștem, în special ultimii ani, după declanșarea conflictului în zonele din est ale Ucrainei, am avut un flux mai mare de cetățeni ucraineni care au solicitat protecție. Aveți cumva careva date, cam numeric, câți refugiați sau avem din Ucraina? La moment, peste 50 de persoane au rămas, dar începând din 2015-2016 am avut peste 150 de persoane care au venit din Ucraina și au solicitat protecție. M-ați întrebat cum să obții acest statut de refugiat? Da, sau din punct de vedere instituțional, este dificil procesul de a obține statutul de refugiat? Există anumite proceduri pe care persoanele trebuie să le întreprindă pentru a-l obține? Exact. Există proceduri de examinare a cererii de azil, în cadrul căreia noi examinăm dacă persoana este eligibilă de a fi recunoscută ca refugiat în condițiile stipulate în Convenția ONU. Deci există anumite criterii. Care sunt aceste criterii? Cum poate criteriul, fi identificată o persoană ca fiind refugiat? Criteriul de bază, ne apelăm la definiția refugiatului consacrată în Convenția ONU prin statutul refugiaților. Este o persoană care se află în afară statului său de origine, care este persecutată pe motiv de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un grup social sau opinie politică și în pofida acestei temeri de a fi persecutat sau aceste persecuții nu vrea sau nu poate să se pună sub protecția statului său de origine. Respectiv, noi examinăm când persoana solicită protecția Republicii Moldova, examinăm anume prin prisma acestei definiții. Dacă persoana nu se încadrează în această definiție de refugiat, dar totuși există anumite riscuri privind viața sa în țara sa de origine, ca de exemplu riscul războiului, da? Conflict armat de caracter generalizat, sau există un risc de a fi supus unei pedepse capitale, sau există risc de a fi supus unor torturi sau tratamente inumane sau degradante, aceste persoane deja se încadrează în protecția umanitară. Deci este o formă de protecție complementară statutului de refugiat. După drepturi care beneficiază aceste două categorii de persoane, ele sunt identice, doar diferă motivele de acordare a protecției pe teritoriul Republicii Moldova. Dar pe lângă, domnule Țurcanu, dacă aș putea să mă adresez dumneavoastră, care ar fi, în primul rând, activitățile de bază ale Biroului Înaltului Comisariat ONU pentru refugiați la Chișinău și care este caracterul activităților pe care le desfășurați? Acordați o anumită asistență refugiaților? Reușiți să-i antrenați în careva activități de zi cu zi? În primul rând,
Mandatul nostru ține de asistența pentru guvern ca să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat atunci când a ratificat convenția cu privire la statutul refugiaților. Cert este că nu, agenția pe care o reprezint nu este un generator de refugiați și nu vrem în niciun fel să mărim sau să micșorăm numărul de refugiați din țară. Ce este important pentru noi este ca în acele fluxuri mixte de migranți să fie identificate persoanele care într-adevăr au nevoie de protecție internațională și să li se ofere această protecție. Deci noi facem tot posibilul ca acest lucru să se întâmple cât de curând posibil, cei care au nevoie de protecție să o primească, iar cei care nu au nevoie să fie trimiși în demnitate în țările lor de origine. Avem o colaborare foarte fructuoasă atât cu instituțiile statului cât și cu mediul asociativ și încercăm să suplinim acele, să spun, breșe care există în potențialul pe care îl are Guvernul Republicii Moldova cu privire la integrarea acestor persoane în societatea din Republica Moldova. Încercăm să informăm cetățenii vis-a-vis de cine sunt refugiații, încercăm să combatem stereotipurile legate de aceste categorii de persoane care nu sunt pericole sau nu reprezintă un pericol, ci sunt persoane care fug de pericole și au nevoie de protecție, eminamente. Și prin aceasta încercăm să construim și o societate mai inclusivă, o societate în care atât cetățenii Republicii Moldova, cât și refugiații să se simtă mai confortabil. Inclusiv să dispară discriminarea pe mai multe criterii, pentru că ăsta este unul dintre fenomene care, din păcate, există în Republica Moldova și, cu siguranță, antrenarea și angajarea persoanelor de diferită etnie, religie, ar putea să contribuie la inclusivitate, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Acrah, cum vă simțiți în Republica Moldova? Pentru că vorbeam aici despre anumite prevederi instituționale, dar și anumite proiecte care fac în așa fel încât totuși refugiații să se simtă bine aici, să fie antrenați în viața socială. Este acest lucru adevărat? Dacă puteți să ne vorbiți din experiența dumneavoastră, care a fost procedura, una ușoară sau mai complicată de a obține statutul de refugiat și cum ați reușit să vă încadrați în societate? Nu era greu. Eu, adică când vreo 6 ani în urmă, am venit în calitate de refugiat, pentru că înainte am terminat studii în Moldova, în 2008. Acestui fapt se datorează că vorbiți atât de bine limba română. Am făcut studii în limba rusă. Înseamnă că cunoașteți și limba rusă. Da, și când am venit aproape 6 ani în urmă, atunci am învățat limba rumină și nu era greu, adică am pus actele la Birou Migrație și Azil și în timp de 5 luni eu am primit un statut de refugiat și am angajat la lucru și lucrez, am toate drepturile ca și cetățean. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă adresez o întrebare a cărui răspuns probabil îl cunoaștem, dar care au fost motivele pentru care ați venit în Republica Moldova și ați solicitat statutul de refugiat? E o leacă greu să răspund. Eu am spus la început că am făcut studiile aici. Din 10 ani am trăit în Republica Moldova, înainte de război care la noi în Siria și mă simt în Moldova, mă simt altfel, că am fost în diferite țări. Aici îmi place că seamănă o leacă poporul moldovenesc cu al nostru, cu tradițiile, cu mă simt mai liber, mai o leacă mai, nu știu cum să spun, mai confortabil. Asta. Da.
Da. Deci, practic, ați avut un proces de integrare mult mai ușor, ținând cont și de experiența anterioară, sigur, da. Făcându-vă studiile aici. Sigur, pentru că 10 ani am trăit aici și cunosc și limba și... Adică, mie a fost mai ușor ca alții, sau așa spunem. Da. Domnule Popov, Republica Moldova, prin intermediul implementării planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, și-a asumat anumite angajamente. De asemenea, mi-aduc aminte că unul dintre capitole viza inclusiv anumite reglementări în ce privește ajustările la domeniul de migrație și azil. În ce au constat aceste reglementări și dacă ați putea să ne vorbiți un pic anume la ce a dus acel proces de liberalizare a regimului de vize? A fost unul pozitiv sau totuși mai sunt anumite lacune care trebuie remediate pe parcurs? Exact. Vreau să spun că Republica Moldova, anumit la capitolul azilului, a progresat destul de mult începând din 2001 încoace, de când noi suntem parte la Convenția ONU prin studiul refugiaților. Și respectiv un progres în ceea ce privește dezvoltarea cadrului legal s-a înregistrat și în ultimii ani, când noi am implementat procesul de liberalizare a regimului de vize. Ce privește ceea ce noi am introdus în legislația națională, în primul rând vreau să vă spun că Republica Moldova are destul de o legislație în domeniul azilului destul de bună, progresivă, aș spune. Când am elaborat în 2008 proiectul de lege privind azilul în Republica Moldova, la acea etapă, încă când nu era vorba despre liberalizarea regimului de vize și politici de integrare în UE sau în Uniunea Europeană, am preluat cele mai bune practici care existau la nivel european, anume la nivelul legislației europene. Deci deja atunci era o, deci, o colaborare deja la în 2008, când am elaborat, noi am reieșit din cele mai bune practici care existau la nivel european și care erau real de a fi realizate în Republica Moldova. Deci, deoarece trebuie să recunoaștem, când preluăm unele standarde din... Deci, sau bunele practici la într-un domeniu, noi trebuie să reșim anume din realitate, dacă statul nostru este gata să le realizeze, anume așa cum ele sunt descrise sau dezvoltate în acest spațiu. Deci, bineînțeles că ele trebuie ajustate contextului local, în primul rând. Corect. Ultimele modificări, noi aș spune că au fost îmbunătățirea ceea ce deja a fost. În special au fost revăzute anumite proceduri ceea ce privește examinarea cazurilor de azil. Au fost introduse anumite noutăți, aș spune, pentru procedura noastră autohtone, precum ca înregistrarea audio-video a interviurilor, de ceea ce prezintă o garanție în plus la examinarea echitabilă a cererilor de azil. Au fost lărgite garanțiile unor categorii speciale de persoane, precum sunt minori solicitanți de azil care au obținut acces la sistemul de asigurări medicale în aceleași condiții ca și cetățenii copii a Republicii Moldova. La fel am introdus dreptul refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară să accede la învățământul superior în aceleași condiții ca și cetățenii Republicii Moldova, deci în condiții egale, deoarece până a fi introdusă această modificare, refugiații, care, de exemplu, copil care a venit cu părinții încoace în Moldova și obțin statut, terminând școala, el putea să accede la instituțiile superioare doar în condițiile ca și străin. Asta înseamnă că nu are acces la buget și trebuia să plătească contractul ca și cetățenii străini. Care deci este acum, cu practic, mai sunt mare. Anumite cote pentru copiii refugiaților? Cote nu sunt. Deci lor s-a creat condiții egale. Deci dacă tu ești bun la studii și ai capacități și treci concursul, deci poți accede și la buget și la
dacă nu înseamnă că la contract, dar în condiții ca și cetățeni Republicii Moldova. Deci, în ultimul timp, autoritatea noastră, autoritatea care o reprezint, Biroul Migrație și Azil, pune un accent mai sporit pe, anume pe integrarea refugiaților, deoarece când o persoană se integrează cel mai bine într-o societate, când are un venit, un loc de muncă, are unde trăi, poate accede sau obține o profesie și acces la învățământ, acces la învățământ, la servicii medicale. Deci toate acestea, anume pe ultima perioadă, se pune accent anume pe crearea unor condiții prielnice pentru integrarea acestui categorii de persoane. Ați putea să ne spuneți dacă s-a majorat numărul cererilor pentru statutul de refugiat în ultimii ani sau este practic același număr ca și cu perioadele anterioare? Noi am avut o creștere, am înregistrat o creștere de cereri de azil începând cu 2012 până în 2016. Ultima perioadă fluxul a scăzut, dar dacă noi analizăm fluxul începând din 2003, de când Direcția Azil și Integrare a preluat procedura de examinare a cazurilor de azil, trendul este într-o creștere, dar ca să nu vă sperie, nu este într-un număr așa de exorbitant de mare, cum, ca de exemplu, în țările limitrofe cu conflictele care noi le cunoaștem, Siria, ca de exemplu. Domnule Popov, avem... Anul trecut noi am avut peste 70 de cereri de azil, ceea ce nu este... prea mult, dar și dacă analizăm că după fiecare cerere este o soartă a unei persoane, deci nu putem spune că este și un că număr este prea mic. Puțin, da. Îl avem prin telefon pe domnul Marcel Colun, consilier juridic regional al reprezentanței regionale pentru Europa de Nord, al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați cu sediul la Stockholm. Bună seara, domnule Colun! Bună seara, Victorie! Aș vrea să vă întreb în primul rând despre fenomenul migrației în Uniunea Europeană. La momentul actual, care sunt principalele direcții de politici? Pentru că știm că migrația, dar și securizarea frontierelor este una dintre prioritățile principale ale Uniunii Europene, dar și una dintre fricile care au fost menționate într-un barometru de opinie al Uniunii Europene, al cetățenilor. Cetățenii au o frică foarte mare de migrație, dar inclusiv și de nesecurizarea frontierelor. În primul rând, vă salut colegi din studio. În primul rând, vorbind despre fenomenul migrației, ar trebui să deosebim migrația în general și refugiații. Noi vorbim în ziua de astăzi despre un fenomen al refugiaților mai mult. În ceea ce privește contextul european, dacă să-l comparăm cu cel global. Probabil deja colegii mei au avut ocazia să vă zică care este cifra refugiaților la nivel mondial. Din cele circa 3,4 milioane de refugiați care au, să zicem, au fost cereri noi la nivel mondial, doar 700 de mii au ajuns în Europa. Deci, comparativ cu nivelul mondial și cu țările din vecinătatea conflictelor, în Europa ajung doar un procent foarte mic de refugiați. De aceea, temerile de care toată lumea vorbește sunt mai mult neîntemeiate, aș zice eu. De ce sunt amplificate aceste teme? După fenomenul după, să zicem, evenimentele din 2015, Europa s-a confruntat mai mult cu o criză de solidaritate și de administrare a sistemelor de azil decât cu, într-adevăr, o cifră enormă de refugiați. Cu siguranță înțelegem că trebuie să facem o distincție majoră între migranți și refugiați. Din acest considerent aș vrea să vă întreb cât de eficiente sunt practicile de integrare a refugiaților în Uniunea Europeană și cum afectează acestea din punct de vedere pozitiv, dar și negativ, totuși percepția comunității europene, pentru că, din păcate, deși există foarte multe aspecte pozitive, în Uniunea Europeană se percep mai mult acele negative.
cred că este un fenomen care, să zicem, este la nivel mondial comun. În ceea ce privește frica de ceea ce nu știm. De aia este foarte important ca publicul mare să fie de fapt informat despre situația reală. Am zis, comparativ, cifrele pentru Uniunea Europeană sunt puține și dacă vorbim în general, dacă comparăm cifra de refugiați cu cea a populației europene, numărul de refugiați de circa 700.000 comparativ cu câteva sute de milioane de cetățeni ale Uniunii Europene este incomparabil. De aceea, vorbind despre integrare, nu cred că este o problemă atât de majoră pentru Uniunea Europeană să integreze acest număr de refugiați. Atâta timp cât toate țările din Uniunea Europeană, dar și la nivel global, vor realiza faptul că problema refugiaților nu este o problemă a unor țări individuale, ci este o problemă comună. Și doar prin efort comun această problemă poate fi rezolvată și refugiații respectiv ajutorați fie în teritoriul Uniunii Europene, fie în vecinătatea conflictelor în care majoritatea lor se află. Integrarea este un fenomen destul de complex și nu există deocamdată la nivel european o evaluare cum lucrează programele de integrare. Sunt o mulțime de proiecte în desfășurare care vor să vină cu niște criterii de evaluare acestor programe, dar ele sunt doar abia în desfășurare. Ceea ce este foarte important la nivel european este ca să se asigure în toate țările care din Uniunea Europeană un sistem de azil eficient. Adică la intrarea pe teritoriul european să există un sistem de identificare, cine este refugiat, cine nu este refugiat, să fie asigurate condiții uniforme de recepție a refugiaților, adică de cazare, un sistem uniform de susținere a acestor refugiați în atâta timp cât ei așteaptă o decizie și respectiv, după procedura de determinare a statutului, să se asigure un program de integrare eficient. Acest program de integrare, din păcate, nu în toate țările Uniunii Europene, numărul de servicii disponibile de integrare pentru refugiați este la același nivel. În unele țări acordă, potrivit standardelor naționale, mai mult decât comparativ în alte țări ale Uniunii Europene. Deci nivelul este foarte, foarte diversificat de asistență. Da, de aici provine probabil și dorința refugiaților de a ajunge într-o anumită țară a Uniunii Europene. Poftim? De aici probabil vine și dorința refugiaților de a ajunge într-o anumită țară a Uniunii Europene. Dorința aceasta se bazează pe mai multe criterii. Nu e în mod necesar legată de nivelul de asistență care este acordat. În majoritatea cazurilor, de exemplu, în partea Europei în care lucrez eu, mă confrunt cu persoane care au rude în alte parte, în care țări în care există comunități mai mari de refugiați din aceeași țară. Fiindcă ce se întâmplă în momentul în care un străin vine într-o țară absolut străină, unde nu cunoaște nimic și nu are pe nimeni care să-l ajute, să-l ghideze, acest rol îl joacă comunitatea din țara respectivă. Și în cazul în care într-o țară din Europa nu există o comunitate de refugiați de aceeași origine, atunci statul trebuie să înlocuiască și organizațiile neguvernamentale trebuie să înlocuiască această comunitate și acest sistem de sprijin. Și aceasta nu se întâmplă. Și asta este motivul principal pentru care refugiații încearcă să ajungă în țările unde există deja comunități mai mari. În multe cazuri este vorba de familii despărțite, de soți, soții despărțite, copii de părinții lor, tați
de mai multe feluri. Este din experiența mea care am aici foarte puțin, sunt ghidați de dacă nu, chiar n-am întâlnit deloc care sunt, o persoană care să-mi zică vreau să plec în Germania, deoarece acolo asistența financiară este mai mare. Multă lume vrea să plece într-o țară europeană ca să se poată realiza mai ușor, deoarece în țările respective există un sistem de integrare mai eficient decât celelalte. Cam asta. Domnule Colun, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm în studioul TVR Moldova. Vă doresc o seară frumoasă. Domnule Țurcanu, mă bucur foarte mult că domnul Colun a menționat anumite aspecte în ceea ce privește dorințele, dar și viața și alegerile pe care le fac refugiații, pentru că în spațiul mass media există mai multe stereotipuri, dar și informație care vine să ne arate mai mult partea negativă a acestui fenomen al refugiaților. Se vorbește foarte mult despre familii despărțite, despre comunități care sunt mai apropiate pentru anumiți refugiați din anumite țări. Dacă ați putea să ne vorbiți dumneavoastră mai mult, pentru că ați menționat despre faptul că există anumite stereotipuri referitoare la refugiați și la ce ar trebui să atragă atenția presa atunci când vorbește despre acest subiect pentru a nu da acea conotație negativă care există și persistă foarte mult în spațiul mediatic. Cu certitudine, primul gând care îmi vine în minte este să se documenteze din surse adevărate de informare. Vis-a-vis de refugiați, iarăși, ei au devenit o monedă pentru politicieni. Din păcate, o instituție care trebuie să salveze vieți, pentru că asta face și agenția pe care o reprezint în multe țări din lume, cât și autoritățile din Republica Moldova, este absolut necesar ca să existe un context în care să poată să funcționeze sistemele și instituțiile. Vis-a-vis de refugiați, există în special trei stereotipuri majore. În primul rând, sunt cele care țin de securitate sau de terorism. De multe ori, refugiații sunt asociați cu teroriștii. Într-al doilea rând, merge vorba de ocuparea locurilor de muncă și al treia ține mai mult de aspecte religioase sau de cultură. Vis-a-vis de primul stereotip, că refugiații ar prezenta un pericol, trebuie să vă spun câteva elemente sau câteva să vă spun câteva chestiuni importante. În primul rând, refugiații sunt victime ale terorismului, de cele mai multe ori, și dacă vă uitați la atentatele care au loc în țările musulmane, în special în Afganistan, în Irak, o să vedeți că acestea sunt la ordinea zilei acolo, iar oamenii mor cu sutele. Agenția pe care o reprezint face procedură în mai multe țări, spre deosebire de Republica Moldova, unde de acest lucru se ocupă guvernul. Și pentru noi este absolut important ca instituția azilului să rămână integră. Asta înseamnă că acele persoane care au legături cu teroriștii, să nu, cu lumea criminală inclusiv, să nu aibă acces la protecție internațională. Deci, noi avem mecanisme care funcționează destul de bine, prin care noi protejăm instituția azilului. Nu avem niciun interes ca un terorist să devină refugiat. Acesta nu merită să devină refugiat și există mecanisme clare prin care să îi se îngrădească accesul la azil. Mai mult decât atât, orice refugiat deține nu doar drepturi, ci și obligații. Dacă dânsul sau dânsa comite o infracțiune, refugiatul este pasibil de pedeapsă penală ca și orice alt cetățean sau străin. Deci, statutul de refugiat nu exonerează pe nimeni de răspundere penală. Și există uscăciuni nu doar în comunitățile
gazdă, ci și în rândul refugiaților. Există persoane care sunt, care derapează și care fac probleme, ori aceste probleme trebuie rezolvate prin prisma legii penale, dacă este cazul. Vis-a-vis de locuri de muncă, în contextul Republicii Moldova, nu cred că acest stereotip are vreo pondere, atâta timp cât pe parcursul unui an avem 70 de cereri de azil. De 70 de cetățeni străini au cerut protecție internațională. Cu siguranță nu toți vor primi această protecție. Iar cetățenii Republicii Moldova părăsesc această țară câte 100 de oameni pe zi, nu putem vorbi de o competiție sau o concurență între refugiați și cetățenii moldoveni. Ba din contră, acest vid pe care îl lasă cetățenii Republicii Moldova trebuie suplinit cumva. Ori de multe ori, refugiații vin să facă acest lucru, începând cu campaniile de donare a sângelui pe care le fac refugiații, terminând cu acei bucătari, terminând cu, sau vorbind despre aceiași medici, cardiologi, anesteziologi, stomatologi care tratează nu doar refugiați, dar și cetățenii ai Republicii Moldova, cred că este un lucru pozitiv care vine din contră să contribuie la acele lacune pe care le lasă în urmă cetățenii Republicii Moldova. Un refugiat nu înseamnă și un om sărac. Și avem aici foarte multe exemple când refugiații vin cu investiții în Republica Moldova. Șeful lui Mohamed este și el refugiat din Siria și deține o companie care are angajați atât refugiați cât și cetățeni moldoveni. Deci sunt și generatori de locuri de muncă, dacă vreți. În ceea ce privește aspectele religioase și cele culturale, de multe ori exagerăm când ne gândim că musulmanii sunt toți radicali. Da? De foarte multe ori musulmanii sunt la fel de musulmani cum sunt moldovenii creștini. Da? Deși pretind că biserica rămâne în topul încrederii, nu știu dacă foarte mulți moldoveni urmează întocmai, să zicem, dogmele creștine. Același lucru se referă și la musulmani. Dar trebuie să menționăm că mai suntem și victime a informațiilor false și a propagandei, pentru că până la urmă religia este unul din instrumentele folosit pe larg pentru a promova mesaje propagandistice, dar și știri false. Din păcate, da. Și religiosul se implică de multe ori în chestiuni care nu ar trebui să țină de religie, inclusiv politic și aspecte legate de viața socială, în special atunci când este vorba de discriminarea anumitor categorii de persoane. Dar un lucru important care se uită de multe ori este că zonele de conflict nu sunt zone în care locuiesc preponderent sau doar musulmani. Există sirieni creștini care la fel au venit aici și au cerut azil și cunosc câteva persoane care sunt creștini catolici din Siria și care au venit aici și conviețuiesc foarte bine atât în Siria cât și în Republica Moldova aceste persoane originare dintr-o țară. Deci afinitățile sunt mai multe decât își imaginează majoritatea, probabil, între aceste două religii. Principiile și valorile pe care le promovează sunt similare, iar faptul că există un număr relativ mic sau un procentaj relativ mic de musulmani care sunt radicalizați, nu ar trebui să fie în detrimentul întregii populații de musulmani. Pentru că, până la urmă, dincolo de religie, aceștia sunt niște oameni simple, care au niște, să spun așa, tind la aceleași lucruri la care tind și cetățenii. Să-și crească copiii în pace, să aibă posibilitatea să-și câștige o bucată de pâine, să-și
să-și trăiască viața într-un mod cât se poate de simplu, neafectat foarte mult de aspecte cum ar fi religia, de exemplu. Așa, indiferent de religia pe care o avem, cu toții avem dreptul la demnitate umană și la dreptul la viață, și asta este cel mai important lucru. Și pe această notă aș vrea să vă adresez dumneavoastră, domnule Akrah, două întrebări, pentru că vorbea domnul Țurcanu despre faptul că șeful dumneavoastră este la fel sirian și un generator de locuri de muncă. Cunosc și eu foarte mulți străini în Republica Moldova care la fel sunt generatori de locuri de muncă veniți din regiuni afectate de conflicte și de război. Dacă ați putea să ne vorbiți mai mult despre viața de zi cu zi pe care o aveți, ce legătură aveți cu comunitatea dumneavoastră, dacă există o comunitate în Republica Moldova și cât de uniți sunteți, dacă se reușește totuși să se ajute în cadrul acestei comunități și, bineînțeles, dacă ați putea să ne vorbiți și despre faptul dacă v-ați simțit discriminat într-o formă sau alta în Republica Moldova și ulterior, sigur, vom vorbi și despre legătura instituțională dintre Biroul de Migrație și Azil și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării de la Chișinău. Unde lucrez eu? E o firmă în orașul Călăraș. Eu sunt unic străin, spunem așa, care lucrez acolo și șeful tot e din Siria. Dar restul avem... Este și el refugiat? Are statut de refugiat? Da. Da. Și aproape 100 de lucrători sunt cetățeni Republica Moldova. Deci, practic, dumneavoastră sunteți unul din 100, un reprezentant al comunității de refugiați. Da. Și... Cum vă simțiți? Ați simțit vreodată că sunteți discriminat într-o anumită formă sau alta? Vă spun că nu, niciodată. Înainte, în anii 90, era altfel. Ultima dată când am fost în Republică, când am terminat studii, în 2007-2008, era o leacă altfel. Nu simțim că era o leacă periculos să ieși pe stradă la ora târzie de noapte. Dar când am venit 6 ani în urmă, am văzut mare diferență, că mult mai bine cu adică e mai liber și mai sigur. Mai liber și mai sigur. Și n-am fost niciodată în așa situație ca cineva să spune că ești străin sau ești din alte nații sau alte religii. Poate și pentru asta am venit aici. N-am plecat undeva în altă țară sau că... Așa, repet, că popor aici e simplu, nu e așa complicat. Când am pus cerere la Biroul Migrație și Azil, în aceea zi, eu am drept la muncă. În diferență de alte țări, chiar din Europa, un refugiat din Europa, el nu poate să lucreze până se învațe limba, până se primește o formă de protecție. Dar în Republica Moldova îți dai drept deodată la muncă. Adică un solicitant de azil are drept de muncă deodată când vine aici, dacă... Și primește acest statut de refugiat. Da. Da, să știți că, într-adevăr, ceea ce a spus domnul Colun se observă și în practica dumneavoastră, pentru că ați ales Republica Moldova, pentru că aveați acea experiență și vă simțiți confortabil aici. Domnule Popov, care este relația între Biroul Migrația și Azil, dar și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării? Ați avut careva cooperări? Au fost cereri, petiții referitoare la anumite discriminări pe bază de religie sau pe bază de statut pe care le au persoanele în Republica Moldova?
cooperarea cu Agenția contra discriminării. Consiliul Antidiscriminare, dacă să-i spunem mai pe scurt, da, și pe înțelesul tuturor. La noi, deci, pe calea oficială, ieșind din experiența mea, nu mi-aduc aminte să avem careva plângeri din partea refugiaților ce ține de anumite situații discriminatorii. Când vorbim despre discriminare, eu aș vorbi despre deci care sunt cauzele. Deseori noi ne întâmpinăm faptul că o anumită instituție sau agenție sau un anumit angajator pur și simplu nu cunoaște cadrul legal și acele drepturi care riese sau de care beneficiază refugiații sau solicitanții de azil. Și respectiv cazuri de prestare unor servicii necalitative la fel pot fi luate ca un comportament discriminatoriu față de persoană. Noi, când apar așa astfel de situații, noi încercăm să, în primul rând, noi discutăm cu refugiatul sau persoana în cauză care se adresează la noi. Încercăm să identificăm care au fost cauzele. Dacă este vorba despre refuzul de a înregistra copilul la grădiniță sau la școală sau de a se înregistra la agenție de ocupare a forței de muncă, noi ieșim direct la aceste instituții și încercăm să aflăm care sunt cauzele. Dacă stabilim că într-adevăr au fost încălcate legislația sau din neștiință acestor reprezentanți, respectiv noi arătăm unde deci a fost încălcare și încercăm să ameliorăm situația. Deci, practic, cazurile se rezolvă pe calea amiabilă și anume prin discuții, dar și cooperare. Să stabilește acesta un contact mult mai eficient între instituții după aceea? Eu vreau să vă spun că atât Biroul Migrației Azil în comun cu Biroul NATO Comisariatul Națiunii Unite pentru Refugiați și partenerii societății civile, pe parcursul anilor am făcut foarte mult ca să eradicăm sau să minimalizăm situații discriminatorii, cum? Prin instruiri, prin sesiuni informative cu angajatorii, cu agenția ocupare forței de muncă, cu asistență socială, cu avocații populari, dar care prestează consiliere juridică gratuită de stat. Deci s-a lucrat foarte mult anume ce ține de informare și instruirea acestor funcționari, da, în ceea ce privește drepturile refugiaților, procedurile legale și posibil că asta la fel este un rezultat în ceea ce privește anume cazuri minime. Plus la asta, bine, noi nu trebuie să luăm în calcul că și numărul mic de refugiați, posibil și asta, deci are o influență că nu a fost... Nu este un număr atât de mare încât să avem multe cazuri. În orice caz, noi, în cazul în care la noi se adresează refugiatul cu o plângere, da, sau se plânge că au fost încălcate anumite drepturi, noi încercăm să căutăm, să identificăm care a fost cauza, ieșim direct la autoritatea care a încălcat, explicăm că posibil din neștiința lor cadrul legal deci a fost această încălcare și încercăm să explicăm că unde a fost încălcare. Dacă vedem că nu se rezolvă pe calea amiabilă, bineînțeles că noi informăm despre posibilitatea de a se adresa la Consiliul Antidiscriminare cu o plângere unde deja beneficiarul poate să se adreseze independent. De caz. Domnule Țurcanu, aș vrea să mă adresez dumneavoastră în primul rând în ceea ce privește comunicarea subiectului ce ține de refugiați și nu pot să trec cu vederea acea știre falsă care a apărut în timpul campaniei prezidențiale din 2016, conform căreia Moldova ar fi putut primi 30.000 de refugiați.
Această știre a devenit o sperietoare pentru cetățenii Republicii Moldova, după cum deja am înțeles, și din cauza lipsei de informații, dar și din cauza anumitor interese politice care s-au interferat în acest subiect. Dacă ați putea să ne vorbiți despre care sunt campaniile de comunicare pe care dumneavoastră le-ați inițiat sau în continuare le inițiați și cum ați, sau cel puțin dacă aveți anumite activități sau acțiuni care ar putea să combată astfel de știri false și în același timp să nu inspire atâtă frică cetățenilor în ceea ce privește refugiații? În primul rând trebuie să vă spun că eu utilizez această non-știre, dacă pot să o numesc așa, în sens peiorativ de cele mai multe ori când am ocazia să intervin cu un discurs în fața unui public. UNHCR nu a intermediat această tranzacție de transfer de 30.000 de refugiați. De asta am spus la început. Un număr destul de mare, de altfel? M-am referit la cei 20.000 de străini care sunt pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dintre care doar ceva mai puțin de 500 sunt refugiați. Fac întotdeauna trimitere la bunul simț și la încercarea de a consulta surse de autoritate, oricând merge vorba despre refugiați sau despre migranți. În ce privește campaniile, nu știu ce campanie poate să vorbească mai mult decât un refugiat. Și vreau să îi mulțumesc din suflet lui Mohamed pentru că a dat curs invitației de a veni la această emisiune. Îi mulțumim și noi cu siguranță. A luat mașina și a venit de sine stătător din Călăraș. Este un exemplu clar în carne și oase a faptului că refugiații sunt oameni simpli, ca și mine și ca și dumneavoastră. Refugiații în Moldova sunt oameni cu educație, au absolvit facultăți, vorbesc multe limbi și vedeți că Mohamed vorbește română mai bine decât unii parlamentari din Republica Moldova. Care au nevoie de traducere? Exact. Îndemnul meu este ca oamenii să încerce să intre în contact cu un refugiat și o să realizeze că acele prejudecăți pe care le au nu țin. Pentru noi este important ca oamenii să poată să interacționeze, pentru că integrarea refugiaților nu este un proces unilateral. Trebuie să vină din ambele părți. Atât comunitatea să-i accepte și să îi integreze, să fie mai inclusivă. Nu vreau să spun cuvântul tolerant, pentru că asta înseamnă sau ăsta comportă și o conotație negativă, da? Nu trebuie să fim toleranți cu refugiații. Trebuie să-i acceptăm pentru că ei există, pentru că și Republica Moldova a trecut prin multe probleme, inclusiv conflict armat care a generat și el refugiați. Și poate aici doar ca paranteză, pentru că au fost publicate cifrele de anul trecut, dacă în cei 20 de ani în Republica Moldova au fost în jur de 1800 de cereri de azil, la momentul actual există peste 2400 de cetățeni moldoveni care sunt refugiați în alte țări. Și practic, dacă să ne referim la anul trecut, la cei 70 de solicitanți de azil în Republica Moldova, avem 140 de cereri depuse de cetățeni moldoveni în alte părți. Deci, nimeni nu are garanția că nu va deveni într-o bună zi refugiat. De aceea trebuie să-i tratăm cu respect, pentru că și ei, probabil că cel mai valoros lucru pe care îl au și pe care așteaptă să fie respectat este demnitatea umană. Vă mulțumesc foarte mult că ați finalizat pe această notă, pentru că, într-adevăr, demnitatea umană și libertatea la viață sunt unele dintre principiile fundamentale ale omului. Domnule Turcanu, domnule Acrah, domnule Popov, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre și vă mai aștept cu drag în studioul TVR Moldova. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Punctul pe azi a luat sfârșit. Eu sunt Victoria Bucătaru și vă aștept cu drag la o nouă ediție săptămâna viitoare. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!